Astăzi vom cunoaște un om absolut extraordinar. Un om care în ultimii 20 de ani a oferit o casă câtorva mii de copii sărmani. Haideți să-l cunoaștem pe părintele Boite Ciobo. S-a născut la Cluj și a copilărit la Miercurea Ciuc. A terminat Facultatea de Teologie de la Alba Iulia, a devenit călugăr franciscan și a slujit în Dej, Târgu Mureș, iar apoi a ajuns la Deva. Aici, în orașul de la poalele cetății, părintele Ciobo Boite și-a început misiunea. Atunci, în anii 70-80, eu cred că fiecare dintre noi a avut de ales între trei cale. Deci, am văzut că totul nu este în regulă în timpul comunismului, deci puteam să iau și eu bagajul să plec din țară. Dar am simțit că să fug, asta nu m-a plăcut. A doua lucru, puteam să spun că da, totul este în regulă, gata, și eu fac treburile mele, apoi și ceilalți să facă treburile lor. Deci, da, am simțit că totuși nu este așa în regulă tot ce este în jurul meu. Și atunci am gândit că ar fi bine să învăț, să pregătesc, să scot maximul din mine și să apuc să fac curățenie sau ordine în jurul meu. Și așa am decis că ar fi bine să devin preot. Am simțit că eu singur sunt foarte mic, dar Dumnezeu este mare și dacă noi facem împreună ceva, atunci se poate că o să iese ceva frumos din asta. Și atunci, în anul 1982, am mers la Alba Iulia și acolo am terminat teologia. După aia am devenit călugăr franciscan și prima dată în Deja am fost la Târgu Mureș ca preot, că noi suntem mutat, așa pus de către superiorii noștri. Și în 92 am fost numit ca preotul bisericii de la Deva. Cum a luat naștere fundația Sfântul Francisc? În 92, cine a trăit atunci, se poate că amintește că atunci s-a dărâmat comunismul și atunci foarte mulți oameni au fost așa derutați, mulți dintre ei s-au dus în străinătate, mulți copii așa au rămas singuri sau neîngrijit de către nimeni și acești copii au venit și în fața bisericii a cercit. Deci, normal că și eu prima dată am dat câte ceva pentru ei, dar odată am chemat sus la sala de masă să mănâncă și am avut o bucătăreasă și am zis că acest copii au un miros și am zis că să nu mirosim, mergem să spălăm pe acest copii și acolo
am căutat ceva pulover pentru ei, ceva hainuță și ei a făcut un duș, s-a spălat și după aia când s-a îmbrăcat așa frumos, nimeni nu a venit să crede că ăștia a fost cercetătorii care era în fața bisericii. Și eu cred că asta un singur lucru odată trebuie să facă omul, că după aia copilul fie și ziua viitoare iarăși vine înapoi și iarăși vine înapoi. Și așa în 93 am organizat o tabără pentru copii de stradă. Deci au venit vreo 35 de copii din Deva, din Mintia, din Hunedoara, deci din jurul orașului și o săptămână întreg am fost împreună cu acești copii. Pentru mine a fost o revelație foarte mare că eu cred că fiecare dintre noi avem așa o rezervă față de această față de acești oameni. Și atunci am văzut că, bă, că și ei sunt tot la fel cum suntem și noi. Și ei sunt bucuroși și veseli și îmi place să joacă și nu știu ce. Și după această tabără, la sfârșit, a zis bye bye, pussy, puteți să mergeți acasă. Dar el i-a zis că de ce nu facem o tabără pentru un an întreg? Nu. Ce să zic, prima dată eu am gândit că asta este o glumă, dar nu. Dar am mers la culcare și tot am stat în pat și am gândit că de ce nu facem chiar o tabără pentru un an? Nu. Și am căutat părinții, că fiecare totuși copii au rude sau, mă rog, cineva și am discutat și atunci am văzut că mulți dintre ei nici în anul trecut nu au mers la școală, deci nu au posibilitate, nu, fel și fel de probleme sunt și atunci cu vreo 22 de copii am hotărât să facem o tabără de un an. Acesta a fost începutul. Tabăra s-a prelungit, iar mănăstirea franciscană de la Deva a devenit casă pentru sute și sute de copii sărmani. Atunci nici n-a fost legi care să reglementeze cum să fie casă de copii afară de regimul statului. Deci a fost foarte greu prima dată, dar... Aveați spațiu. Această mănăstire, noi am primit înapoi, până atunci nici n-a fost clar nici situația mănăstirii, dar totuși eu cu oricine am întâlnit, i-am întrebat că se ajută. Deci noi vrem să facem lucru bun, știm că nu prea sunt legi care reglementează aceste lucruri, dar se ajută. Și cred că în 1998, atunci domnul Iriescu a fost la putere și a chemat pe toți episcopii ortodoxi, romano-catolici, greco-catolici, toți în București. Și episcopul nostru ne-a trimis pe mine. Și acolo am văzut prima dată așa, acolo a fost patriarcatul și toată lumea și domnul Iliescu a zis că statul este într-o criză socială și cere cu dragoste ca biserica să ajute. Să facă câte ce poate pentru copii, pentru bătrâni, nu știu ce. Deci asta a fost o întâlnire foarte importantă, că atunci am simțit că da. Deci aia ce simt, ce vreau să fac eu, și asta cere și statul român de la mine. Și atunci, normal că atunci a apărut legile care a reglementat cum să fie o casă de copii privat, nu știu ce, cum poate să ajute biserică. Și din fericire pot să spun că atunci, normal că am intrat și noi în legalitate și acum avem iurtie, vreo 3 camere avem pline cu iurtie, cu tot fel de... La vremea aceea mai existau în țară astfel de fundații private? Eu așa știu că unul din cel mai... Deci în 92, când a apărut Fundația Sfântul Francisc, nu prea a mai fost. Deci oficial a fost ființată fundația noastră, dar eu cred că a fost dintre primii care
a pornit în această cale. Dar pot să spun că de 20 de ani, 21 de ani, am primit peste 5.000 de copii ca să facă tabără cu noi. Mulți dintre ei a terminat, dintre ei mulți au deja familii. Avem și copii care deja are 4, 3 bebeluși, deci cu soțul său, deci la ce pot să fiu mândru că niciun copil nu stă în fața bisericii să cercească. Deci fiecare cine a ieșit din institutul nostru, unul mai bine, unul mai rău, dar fiecare a descurcat cumva. Deci pot să fiu mândru pentru copiii noștri. Unul dintre copiii crescuți aici este Peter. El are 26 de ani și lucrează acum ca și pedagog la Fundația din Deva. Eu sunt Crăinciuc, din județul Harghita și eram a clasa 3-a când am ajuns aici la Deva. Cum s-a întâmplat? Într-o zi a venit părintele Beita Ciobocea la noi acasă și am văzut că nu stăm așa bine și am întrebat pe părinții mei dacă vor să ne lasă aici să vin la școală și părinții mei mi-au lăsat să vin și am venit aici și aici am învățat un pic românește, că nu am știut niciun cuvânt și prima dată a fost un pic greu, că de departe, vreo 300 de kilometri și mi-a fost greu de părinții mei și na, a fost un pic greu. Ai venit singur sau cu vreun frate? Nu, am eu împreună cu mine, suntem 4 frați și toți 4 sunt aici la fundație. Eu sunt cel mai mare și restul sunt mai mici. Cum au fost toți acești ani petrecuți aici? Anii ăștia au fost frumos și ne-a învățat să fim oameni, să iubim, să lucrăm, să iubim copii, să iubim viața. Ai făcut și liceu, facultate? Eu am terminat 13 clase, templar universal și tehnician în prelucrarea lemnului. Și ai ales să rămâi tot aici? Nu ai plecat? Da, am plecat. Am lucrat în Ungaria un an și 8 luni în tâmplărie și am venit acasă. Am zis să vin acasă să fac un lucru bun, nu să fug după bani. Și am vorbit cu doamna Cecilia și a zis că este un loc și am venit aici. Și acum ce faci aici? Aici sunt acum pedagog și am în grijă 7 copii. Cel mai mic este în clasa a 1-a și am 2 copii care sunt în clasa a 4-a și încă 2 care sunt în clasa 10-a. Și cum e? Nu e greu să ai grijă de atâția copii totuși? Nu e așa greu dacă iubești pe copii. Că dacă nu iubești și nu ești aici cu capul și cu tot sufletul, atunci nu e greu. De unde ai învățat toate lucrurile astea bune? Toate astea bune au venit de la părintele Beita Ciobocea. Că eu iubesc pe el. De ce toată lumea îl iubește atât de mult pe părinte? Că părintele Beita Ciobocea îi face un lucru foarte mare și foarte frumos. Îi ia în grijă pe copii săraci și face oameni din ei. Și din mine au făcut unul. Ce ar fi fost viața ta fără părinte? Fără părinte, eu nici nu aveam 4 clase fără părinte.
Anca are 16 ani și o poveste tristă de viață. Părintele Boite și ceilalți oameni de la fundație au avut însă grijă de ea în ultimii ani. Acesta este al patrulea an de când sunt la fundație. Părinții mei s-au despărțit când eu cu fratele meu am avut 2 ani. Până atunci am locuit cu mama și cu bunica. După ce bunica a decedat, mama nu s-a mai descurcat. Ea are doar o pensie de boală de mulți ani. Și cu banii stăteam prost, mama s-a îmbolnăvit. Așa am aflat de fundație și am ajuns aici. De unde ești în loc? Sunt din Mediaș, din județul Sibiu. Și cum a fost aici? Cum au fost toți acești ani petrecuți aici? Au fost foarte frumos și mai am încă 2 ani și sper să fie la fel până acum. Am o pedagogă foarte bună, care mă înțeleg foarte bine. Iar părintele cum? Părintele Boite cum este? Este un om extraordinar, are multă răbdare cu noi, ne ducem foarte multe excursii, face foarte multe pentru noi. Când l-ai cunoscut pe el? În primul an. Am și fost cu el într-o tabără la Peci și atunci am avut ocazia să-l cunosc oficial. Oare de ce îl iubește pe părintele Boite toată lumea? Toată lumea are doar cuvinte de laudă despre el. Pentru că face ceva extraordinar, nu își bate joc sau ceva. Face multe pentru copii care chiar nu au posibilități de unde a locui, unde a mânca, unde au stat pentru a studia și este ceva extraordinar. S-a dus vestea că aici, la fundație, este bine și că părintele deschide ușa tuturor celor care au necazuri. Unul dintre cei care au venit aici în speranța unei vieți mai bune este și Emilian. Eu am venit mai mult pentru școală, că nu aveam unde să stau. Și am avut un verișor care a fost aici și mi-a spus să vin aici, că e frumos. Și așa, cu ajutorul lui părinților și al domnului părinte, am ajuns aici. Dar de unde ești tu și de ce? Eu sunt din Lupeni și acolo nu era școală în secția maghiară, numai la secția română. Și aș fi vrut să termin și liceul tot în secția maghiară. Iar acum ești la liceu? Da, sunt clasa 10-a. Cum e aici, la fundație? Este frumos, sunt mulți copii, mă înțeleg bine cu ei și cu pedagogul. Și cu părintele? Cum te înțelegi? Și cu părintele, mă înțeleg bine. Cum e părintele? Păi este un om de treabă care vrea să ajute cât mai mulți copii care n-au posibilități. Fiecare dintre copiii care au trecut pragul fundației de-a lungul anilor a învățat de la părintele Boite o lecție de omenie, dar și părintele a învățat de la fiecare dintre ei câte ceva. Ce am învățat de la acești copii că fiecare om este creat de către Dumnezeu și Dumnezeu rebuturi nu face, asta e sigur. Deci fiecare copil este o minune, o capodoperea Domnului. Și asta este foarte, foarte important. Și chiar omul care, așa, în prima vedere, se poate că e urât sau, mă rog, avem frică de ei, și ei sunt cadoul Domnului. Deci, să zic, o întâmplare de la Hunedoara. Am avut o fetiță, o fetiță cum se cade, și mereu, când în când, așa, într-o lună, odată, a mers acasă și n-a venit cu haina cu care am trimis acasă. Și odată am fost supărat și am întrebat, păi, de ce? Unde este blugiul aia care ai primit? Tăticul a vândut și a început să plângă și a vândut. Și de ce a vândut? Și atunci fetița ne-a povestit că ea a avut zi de naștere și tăticul a mers să facă bani și n-a reușit și atunci tăticul a plâns și ea s-a dus în piață, a vândut blugii și atunci a cumpărat câte ceva și a fost făcut pentru ea zi de naștere.
Na, și am întrebat că văd că tu iubești foarte mult pe tăticul tău, dar eu să fie între noi, să spus, era un om așa dur, nu pot să spun că dacă seara să vine în fața mea, atunci se poate că eu treceam la cealaltă parte a drumului, deci nu era o figură așa plăcut pentru prima vedere. Și atunci această fetiță a povestit că ea a avut 3 ani, 2 ani și atunci s-a ars. Deci supa a fost fiert și s-a ars piciorul său și tăticul așa brațe a dus la spital și tăticul n-a fost lăsat să intre cu ea la spital. Deci atunci fetița a zis că eu am plâns sus la etaj, tăticul la trotuar, acolo a plâns, apoi a mers acasă tăticul și a pus acolo supa să fierde și a băgat mâna și atunci salvarea a dus și pe tăticul și atunci a avut grijă de mine în spital. Deci, ce să zic, aceasta este un om rom. Deci, uite că acest om cât de mult iubește pe fetița sa, nu? A avut această mare lucru. Deci, dacă omul intră în viața lor așa mai amănunte, atunci se apare niște lucruri foarte frumos, foarte ciudat și eu zic așa că atunci omul poate să iubească mult mai mult pe acești oameni. Deci eu zic așa că ce am învățat în acest 20 de ani este că Dumnezeul rebutul nu face. Astăzi, fundația are filiale în întreaga țară. Părintele a mers peste tot pe unde a fost chemat și a ajutat cât de mult a putut. Da, și în Valea Jiului, în Orăștie, avem în județul Hunedoara copii, casă de copii și peste tot, că multe ori a zis domnii care sunt la centru de copii că să nu aduc din altă parte copii aici la noi. Dar eu niciodată n-am adus, deci a fost și așa, că a venit un băiat și a întrebat că a avut 14, 13 ani, că aici se poate înscrie în casă de copii. Păi de unde ai venit? Și a zis că peste, dincolo de Târgu Mureș, de 300 de kilometri de aici, dar unde a știut că noi deja existăm? S-a zis că o femeie, vecina a zis că uite că este un preot cum se cade și primește și a cumpărat un bilet numai dus, întors, nu? Și băiatul a venit la noi să înscrie în casă de copii. Na. Atunci am întrebat cu părinții tăi ce este. Tăticul a fost pastor, a murit, mămica e orb, nu poate să are grijă de noi. Și eu vreau să învăț. No. Acasă n-am posibilitate, vecinii a zis că aici o să am posibilitate. Normal că atunci omul primește pe acest copii. Între timp, acest băiat a terminat școala, a devenit profesor și pot să zic că conduce o casă de copii de al nostru și cu soția sa lucrează foarte cum se cade, foarte bine, frumos. Și în țară unde mai sunt? Nu în județ, în țară. În Salonta, de pildă, sau avem de pildă și în Cluj, și în Târgu Mureș, pentru tineri care termină școala și merg la facultate, deci avem câte un cămin din asta, Sovata, Tușnad, Covasna, deci așa încercăm să în fiecare județ să fie câte unul, că așa este organizat, putem să lucrăm cum lucrăm mai bine cu centrul de copii, dacă suntem prin acea zonă. Câți copii sunt acum în centrele fundației? Peste 1000, da. Și la Deva? Aproape 200, 180 ceva de copii. Eu, de obicei, cu numerele astea sunt
mai slab, că avem contabilitate la noi. Multe ori am zis că Dumnezeu ne-a trimis să țin predici, nu să număr capetele. Părintele nu a întors niciodată spatele unui om necăjit. Eu niciodată n-am judecat pe acești oameni, om care nu pot să realizeze viața lor. Deci, dacă a trebuit să cântăm, sunt unii care poate să cânte foarte frumos, alții nu pot să cântă. Dacă trebuie să notăm, sunt unii care place să fie în apă, altul moare acolo, nu? Și așa este și lumea noastră, că sunt unii care și pe gheață poate să facă mâncare, chestii, deci sunt descurcăreți, alții sunt așa, nu, cum sunt și nu reușesc să organizeze viața lor. Nu pot să descurc în lumea noastră. Deci de aia eu zic așa că trebuie să ne ajutăm unul pe altul, să fim solidari cu acești oameni care sunt pe calea disperării. Au fost și părinți care și-au lăsat copiii aici și nu au mai venit niciodată să invadă sau nu au mai vrut să știe de ei? Deci de obicei primul fetiță care am primit așa a avut un an, a venit mămica și a zis că eu stau la gară. Și era noiembrie și a zis că în gară e frig și nu-i pentru acest copii. Și eu am zis că normal că nu-i pentru copii să stai pe gară. Atunci a zis că el vrea să lasă aici la mine. Și am zis că uite că dacă eu iau brațe acest fetiță, atunci asta o să începe să plângă. Dar nu, că e foarte curajoasă, poate să rămână aici cu dumneavoastră. Și eu am luat în brațe acest copilaș și el a prins degetul meu, ne-am început să joacă și atunci doamna a zis că el pleacă. De unde mergeți? A zis că merge să lucrează, apoi strânge cu ceva bănuți, închirieze o cameră și după ce rezolvă problemele lor, atunci vine și o să ia înapoi copilul. A plecat. Peste 5 ani mereu a venit, dar peste 5 ani chiar a rezolvat problemele sale, s-a măritat iarăși, s-a rezolvat problemele și atunci s-a dus definitiv cu copilul tot. Dar până atunci ea a avut nevoie de ajutorul nostru. Deci avem multe exemple din genul ăsta când chiar am reușit să ajutăm. Apoi este și exemplu negativ, că a venit o femeie, a avut 5 copii, n-a avut soț, nimic, nici locuință, noi am primit acești copii, am dat haine, că de obicei atunci primim și pe mămica să spală, dăm haine, nu știu ce, să odihnească un pic, dăm sfaturi multe, și ea a pornit și iarăși n-a mai căsătorit, s-a bărbat, n-a avut, dar totuși a reușit să facă încă 3 copii și aia a adus, fiecare an a adus câte un copii pentru noi, că nu. Dar se poate că nu a făcut bine lecțiile noastre, deci n-am învățat cum trebuie această femeie. Era din Valea Jiului, dar copiii sunt, ei sunt foarte cum se cade, deci eu zic așa că păcatul sau greșelele părinților nu trebuie, pentru asta se arde un copil. Deci eu zic așa că părinții sau adulți fac ce vor, ce pot, dar datoria mea este să ajut pe acești copii care nu au vârstă majoră. Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați alege aceeași cală? E foarte frumos, să știți. Eu zic așa că, să zic o întâmplare,
No, am mers la excursie cu copii și normal că eu am, nu mai am condus mașina, într-un autocar am fost și am stat așa una după alta la fir, lângă fiecare copii, am vorbit cu ei și era o fetiță la casa șaptea, era așa plină cu forță, cu energie și am stat lângă ea și a avut o poșetă. Apoi ce este într-o poșetă de fată asta? Se poate face doctorat despre această lucru, da, și ea a avut o mulțime de lucru în poșetă, nu? Și tot așa am scos una după alta, și asta și aia, și a fost și o hârtie de ciocolată, ciocolată n-a mai fost în el, dar așa șifonat, nu știu ce, și am întrebat, păi de ce ai grijă de aceasta? De ce trebuie pentru tine această hârtie? Și atunci fata ne-a uitat la mine, dar nu vă amintiți? Nu știu despre ce vorbă. Și atunci ea a zis că prima zi când a venit aici la Deva, acum 8 ani, această ciocolată a primit de la mine. E foarte greu să nu iubești pe acești copii.